Am venit însoțit de un jucător, Gladstone, care acum câțiva ani a jucat la Sporting. Mă leagă foarte multe de Sporting. Am avut un jucător care a jucat la Sporting, Marius Nicolae. Am avut un bun prieten, pe Lații Bioloni, care a antrenat aici. Acum 20 de ani am jucat un meci cu Sporting în Cupa UEFA. Deci suntem oarecum familiarizați cu echipa din capitala Portugaliei. Am venit, veio acompanhado do Congleston, que é um jogador que jogou no Sporting. Tenho cá um jogador que jogou, que era Marius Nicolae, e também um grande amigo, que era Laszlo Bellamy. Com 20 anos atrás, há 20 anos atrás joguei na Taça UEFA com o Sporting, estou familiarizado com esta equipa que faz parte da capital de Portugal. Sporting é uma equipa com a tradição de peste 100 de ani, 18 titluri de campioană, au 15 cupe, o echipă cu un brand impresionant. Sporting tem uma tradição de mais 100 anos, tem 18 campeonatos ganhos, tem 15 taças e tem um passado impressionante. Noi suntem o echipă înființată acum 8 ani, deci tânără, dar o echipă care a progresat an de an. Am ajuns în această fază a competiției și încercăm, prin tot ceea ce facem, să ne ridicăm la nivelul acestei competiții. Noi somos uma echipă jovem, somente há 8 anos, și progredimos cada an, chegamos nesta fase de competição e tentamos nos levantar em cada fase. Sigur, în jocul de mâine, prima șansă o are Sporting, dar vreau ca echipa noastră, la fel cum a făcut-o și acum 3 săptămâni la Lazio, să încerce să joace bine. Clar că amanhã prima șansă e do Sporting. Quero que a nossa echipa faça un bun joc, cum fecha de 3 semanas atrás cu Lazio, e quero que faça un bun joc. Să încercăm să ne ridicăm la nivelul adversarului nostru, iar dacă putem, să obținem și un rezultat pozitiv. Tentăm să ne levantăm la nivelul nostru adversar și, se vor posibil, obținem și un rezultat pozitiv. În echipa noastră sunt jucători care au jucat în campionatul Portugaliei, capitanul echipei Wesley, Pavlovic, Gladstone, Hugo Luz, deci avem o serie de jucători care au venit la echipa noastră din campionatul dumneavoastră. La noastră echipă a jucători care au jucat în campionatul de Portugal, cu capitan Wesley, cu Pavlovic, cu Hugo Luz și Gladstone, jucători care au jucat în vostru campionat. Sper ca mâine să urmăriți un joc bun, un joc în care echipa mai bună să câștige. Espero que amanhã possam ver um bom jogo e que a melhor equipa venha a ganhar. Perguntas? O Sporting não dá muita importância ao jogo de amanhã, amanhã à noite. Pode ser este o atu para Vaslui? Este normal, suntem o echipă nouă, o echipă care nu avem un brand la fel cum au cei de la Sporting, însă tocmai de aceea căutăm ca în jocul de mâine să ne facem cunoscuți. Somos uma echipă nouă, nu temos un brand que tem echipa do Sporting. Mesmo por isso, amanhã tentamos fazermos uma echipă conhecida. O que conhece efetivamente da equipa do Sporting a nível coletivo e a nível de jogadores que poderão ser mais difíceis para a sua equipa?
Ce cunoașteți în mod efectiv despre echipa de Sporting, jucătorii necunoscuți care poate să fie o problemă pentru dumneavoastră, echipa dumneavoastră? E comparat cu o que fez frente ao Lazio, o que é que a sua echipa poate fazer amanhã com o Sporting? Și în comparație cu ceea ce a făcut în programul Lazio, ce poate face echipa dumneavoastră mâine? De Sporting, în primul rând, au un component în jucători foarte, foarte valoroși. Dacă mă gândesc doar la Pereira, la Rinaldo, la Fernandez, la Ricky van Volskain, la Carillo, la Capel, deci o serie de jucători importanți, o serie de jucători care pot decide soarta unui joc. Sporting tem um leque de jogadores muito importantes, como Pereira, Rinaldo, Fernandes, Ricky Fosangen, Carillo, Capello, uma série de jogadores que podem decidir o jogo. Joga aquele sistema de jogo que a Lazio, 4-3-3. Joga o mesmo sistema com o Lazio, quer dizer, 4-3-3. Já me estudiado, le conhecem potencial. Este o echipă care este, pot spune, într-o formă extraordinar de bună. Au 7 jocuri câștigate din ultimele 7. Studiei o jogo, e uma echipă muitíssimo boa, ganhou 7 jogos nos últimos 7 encontros. Este o echipă cu o stare de spirit bună, când vii după 7 victorii consecutive. É uma equipa com um estado de espírito muitíssimo bom, no segmento de 7 jogos ganhos consecutivamente. Uma equipa que a resiste forte bem na reprise entrega, com um jogador menos no jogo com o Lazio. Uma equipa que resistiu muitíssimo bem uma parte inteira com um jogador a menos no jogo contra o Lazio. Boa tarde, já podemos fazer perguntas ao Watson? Bună ziua, putem face deja întrebări lui Watson? Boa tarde, Watson. Conhece bem o Sporting, joga no Vaslui. Quais são as reais capacidades da equipa romena de conseguir um resultado positivo aqui em Alvalade e que análise é que faz a este Sporting? Bom, o Sporting vem fazendo uma época muito boa, né? Sim. Tem obtido grandes resultados. Já conheço a força do esporte dentro de casa, mas nossa equipa vem para fazer um grande jogo, como temos feito nessa competição. Acho que nós temos as nossas chances, o esporte também, grande chance de se classificar, mas nossa equipe veio concentrada a fazer um bom resultado, porque a chance que a gente tem para passar para outra fase são grandes e a gente quer aproveitar essa oportunidade e demonstrar o valor do Vaslui hoje. Sporting joga a casa, este é o equipo técnico, a tarefa é dedicada a se fazer um bom resultado. Noi venim la fel cu ideea să facem un joc bun și să profităm de ocazia pe care o avem mâine. Watson, boa tarde. Pergunto-lhe se falou com algum jogador do Sporting. Eu lembro-me quando esteve cá, apanhou o Tiago, também o Poga, se não me engano. E comparando aquilo que era o Sporting antigamente e aquilo que é hoje, se nota muitas diferenças na realidade do clube. Principalmente depois, agora com o jogo que tem pela frente já amanhã. Bom, contato com alguns jogadores são poucos, infelizmente. Gostaria até de manter alguns contatos, mas infelizmente não os tenho. Mas continuam sendo amigos e é um esporte muito diferente do que era outrora, né? Acho que é um esporte com jogadores muito diferentes, jogadores, pode-se dizer que com a qualidade é a mesma, mas eu acho que o espírito da equipa nessa temporada tá muito, muito, muito forte, muito boa. E como eu disse, né, espero um jogo amanhã bastante difícil, mas que a gente tem grandes possibilidades também de passar a próxima fase dessa competição. Contactele cu jucătorii de la Sporting au fost foarte puține. Echipa de la Sporting acest an este o echipă foarte diferită, cu un jucător foarte diferit.
dar noi la fel avem șanse bune să obținem un bun rezultat și mâine și să trecem la următoarea fază a joc a calificării. Glasson, boa tarde. Eu li que uma das formas que teve para se preparar para este jogo foi internet, vendo resumos da atuação do Sporting, especialmente do Ricky Van Poltzwinkel, no ataque. Hoje em dia vale tudo para preparar um jogo, não é? É lógico, acho que não começa só no começo da semana nossos treinamentos, né? A gente procura estudar o máximo possível, ver jogos na internet, até mesmo ligando para alguns companheiros, amigos fora do futebol, aqui em Portugal. Acho que nesse momento tudo é válido. Tudo é válido para poder ajudar o clube, ajudar meus companheiros a fazer grandes jogos. Este valabil totul ca să se obțină o informație, atât pentru studii din internet, văzând, de exemplu, cum joacă Ricky Forsingel. La fel este important și contactele care le facem cu prieteni care sunt în afara fotbalului pentru a obține informații importante pentru obținerea unui rezultat pozitiv. Într-un joc cu Sporting se poate întâmpla orice. Nos primeiros dois jogos, os Vazului conduziu quase até no final dos jogos. Pode acontecer a mesma coisa amanhã também com o Sporting. Com o Sporting pode acontecer qualquer coisa.